Pe Valea Oltului, în primul război mondial, s-au dat lupte crâncene. Fiecare palmă de pământ este plină de sângele celor care au pus mai presus de viață apărarea liniilor de luptă. În munții din comuna Vâlceană, câinenii mii de ostași au pierit pe câmpul de luptă. Printre ei s-a numărat chiar șeful corpului 1 armată, generalul David Praporgescu, ucis de un obuz chiar pe data de 13 octombrie în Mulții Coți din comuna Câinenii. La monumentul cu fântână ridicat în cinstea lui, încă din anul 1928, militarii garnizoanei Râmnicu Vâlcea și cultul eroilor Regina Maria a organizat o ceremonie de comemorare. Fă, Doamne, sufletul adormitului robului tău, generalul David Praporgescu, dinpreună cu camarazii săi, și le fă lor, Doamne, veșnică pomenire. Invitați, dragi cetățeni, este un moment deosebit astăzi care are loc în comunitatea noastră și anume comemorarea 100 de ani de la moartea generalului David Praporgescu. Prezența dumneavoastră la acest eveniment ne bucură și ne onorează în același timp, drept pentru care vreau să vă mulțumesc încă o dată. Acum 100 de ani, țărani luați de la coarnele plugului și îmbrăcați în haine militare, au dat piept în aceste locuri cu cea mai formidabilă mașină de război care era armata germană. Au luptat și au murit ca acești munți, ca aceste meleaguri să fie libere și să știe orice om care intră în țara noastră că România nu este sat fără câini și nu poate nimeni să intre să pună cizma pe grumazul românului atâta timp cât în țara noastră mai sunt oameni care își iubesc această țară. Eu cred că ăsta este principalul mesaj pe care generalul erou David Praporgescu l-a lăsat urmașilor. Să ne ținem țara liberă și cât timp vor mai trăi românii în această țară, nimeni niciodată să nu poată să ne asuprească. Încă o dată felicitări organizatorilor și dați-mi voie ca în fața monumentului generalului erou David Praporgescu să mă înclin cu deosebit respect, pentru că merită atât el cât și camarazii lui să nu dispară niciodată din memoria colectivă a românilor. Vă mulțumesc! În urmă cu un veac, la vremea de toamnă, ca și acum, la marile trecători din Carpați, Valea Prahovei, Câmpul Lung Bran, Valea Oltului, Valea Jiului și Valea Cernei din Carpații Meridionali și Oituș din Carpații Orientali, au fost scrise cu sânge fine de istorie românească primele file ce compun Cartea de Aur a Marii Unirii înfăptuite la 1918. Atunci, partea de nord a județului Vâlcea, de la Râmnic în sus, perimetrul dintre Ol și Topolov și Valea Lotrului, a fost teatrul unor lupte greu de exprimat de cuvinte, locul în care au căzut pentru țară sute de ostași români, lăsând în urma lor râuri de lacrimi, orfani, văduve, părinți și bunici cu inimile sfâșiate de durere. De aceea, astăzi, aici, în țara Loviștei, la monumentul sacru al bravului general David Praporgescu, comandantul Corpului 1 Armată, eroul de la Coți, căzut pe câmpul de luptă la 30 septembrie după calendarul vechi, 13 octombrie după calendarul nou, adică astăzi, primul general erou român în prima și marea conflagrație mondială, trăim un moment de aducere a minte, un moment de cinstire a memoriei celor ce s-au jertfit pentru țară, în floarea vârstei, în crâncenele luptei pentru eliberarea provinciilor românești. În memoria generalului David Praporgescu s-au tras salve de arme pentru prima dată după precedenta ceremonie militară organizată acum 96 de ani. Arpuri!